Rodia nu este numai un fruct parfumat și zemos, ci și un aliment bogat în fibre și nutrienți extrem de importanți în reglarea digestiei, prevenirea senzației de foame și a bolilor asociate cu o digestie precară. De asemenea, rodia conține potasiu, un mineral esențial în reglarea hipertensiunii și creșterea energiei. Rodia are capacitatea să refacă țesuturile afectate de cancer, să prevină cancerul de piele, de prostată și de sân. Are o culoare fascinantă pentru că pigmentul intens denotă o concentrație ridicată de antioxidanți. Sucul de rodie luptă și împotriva sindromului metabolic, o combinație de afecțiuni medicale care crește riscul de a dezvolta boli cardiovasculare sau diabet și luptă împotriva disfuncție erectile. Are un efect pozitiv în cazul femeilor însărcinate, fiind o sursă bogată de vitamine și minerale, inclusiv acid folic, care este o componentă vitală a dietei în timpul sarcinii. Proprietățile antiinflamatorii ajută de asemenea la păstrarea unei circulații bune a sângelui, care ajută la dezvoltarea sănătoasă a bebelușului. Totodată, conținutul de potasiu din rodii ajută la calmarea durerilor de picioare cu care se confruntă majoritatea femeilor însărcinate. Grație conținutului bogat în vitamina B2, rodia este esențială în alimentația copiilor care se află în plin proces de creștere. În ceea ce privește frumusețea, vitamina C și antioxidanții din rodie stimulează producția de colagen, menținând elasticitatea pielii. În acest fel, apariția ridurilor va fi întârziată. Consumul regulat ajută și în procesul de slăbire, iar datorită proprietăților antibacteriene previne apariția plăcii dentare.